Elevii încheie astăzi vacanța de Paște, iar de mâine vor relua cursurile. Anul acesta, vacanța de primăvară a cuprins atât Paștele Catolic cât și Paștele Ortodox. Începând de miercuri, începe modulul 5 de învățare din structura anului școlar 2022-2023. Acesta cuprinde evaluările de la clasele a 2, a 4 și a 6. La finalul modulului, elevii de clasa 8 a 8 și cei de clasa a 12 -a susțin examenele naționale. Evaluarea națională, respectiv bacalaureatul. Aceasta a fost ultima vacanță până la încheierea anului școlar. Elevii vor mai avea câte o zi liberă de 1 mai, de ziua muncii, 1 iunie de ziua copilului și pe 5 iunie de rusalii. Ultima zi de școală va fi pe 16 iunie.